Curtea bisericii s-a umplut de credincioși veniți din toată zona Olteniei să se închină la Sfintele Moaște. Pentru sănătate, pentru mergere de bine, pentru copii. La Iezăr, sus de tot, am fost în chilia lui la 1400 și s-a nevoit 28 de ani. Pentru sănătate, pentru luminarea minții, pentru spor în înțelepciune, dragoste, putere să facem fapte bune. Pentru slujitorii bisericii, acest moment are o mare însemnătate. Anul acesta avem bucuria de a avea lângă noi Moaștele Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii, un sfânt de secol XVIII care s-a nevoit acolo în peșterile de la Iezerul Vâlcii și care a fost canonizat după anii 90 de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre ortodoxe române. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne aici până duminică seara, iar mâine Sfânta Liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoți și diaconi.